M-a onorat votul de astăzi al colegilor mei, dar mă și obligă în aceeași măsură. De asemenea, mă onorează faptul că am primit în ultima perioadă mii de mesaje din partea bucureștenilor care au spus că mă susțin pentru această candidatură. Pentru ei, intru în această luptă care nu este una pentru fotoliul de primar general al capitalei, nici pentru a cuceri primăria capitalei, ci pentru a crește calitatea vieții bucureștenilor. Prea mulți politicieni s-au bătut pentru scaune și pentru clădiri, pentru sedii. Nu este și cazul meu. În ceea ce mă privește, sunt un om de acțiune, sunt un om care iubește curățenia și la modul propriu și la figurat. Din punctul meu de vedere, principala mea preocupare va fi aceea unei capitale curate, aerisite de tot ceea ce înseamnă trafic îngreunat, dar m-aș referi și la curățenia morală. Cred că